Vă salut, băieți și fete, și bine v-am găsit la un nou video. Eu sunt Ali și sunt aici cu Leo. Vă salut, băieți și fete, eu sunt Leo. Bine ați venit la un nou clip. Astăzi sunt aici cu Ali și cum ați văzut în titlu și în thumbnail, ea va reconstrui echipa ei preferată, care nu este Steaua, după cum v-ați putea mult să gândiți, este Leicester City, o echipă din Anglia, cam de mijlocul clasamentului, care a reușit să câștige o dată titlul în toată istoria sa, în 2015-2016. Din acea echipă făceau jucători legendari precum Jamie Vardy, Riyad Mahrez sau N'Golo Kanté, iar astăzi îi voi da un miliard de euro îți voi da la Leicester City ca să îi readuci pe o pantă ascendentă. Ei în acest moment se află pe loc retrogradabil în Premier League și Ali va încerca să salveze această echipă. Dar înainte de toate, haideți să o creăm pe Ali ca și antrenor. Dă-ți asta pe mut. Hai Ali, să spun numele. Pe asta sunt eu, uite, sunt deja eu. Bine. Ce ai făcut cu mine? Ali manager. mi-a adus Ana apă. Hai Ana și tu aici, cam eu. Bună. S-a vopsit Ana, prietenii, uitați ce frumoasă e. Da, ok. Eu zic să te fac un pic mai deschisă la piele, că aici ești prea neagră. Dar ce ai făcut cu mine? Ia, uite așa parcă. Păi ăla e. Era bănu. Păi nu pot să trag de el, să fac mai lung. Uite, sunt eu, uite. Asta? Nu, aia cu ovă de astea. Asta? Vezi, dacă îmi pun asta așa, uite. Bine, hai, tu ești asta. Gata. Hai, carăzi. E șarfă. Nu, albă. Albă. Gri. Perfect. Hai că arăți foarte profi. Poți Ali manager. Poți să-mi pui ochii albaștri? Bun. Ali manager din România. O să controlăm un club autentic și nu este FCSB de această dată. Poate să construim în alt episod, de ce nu cu Ana, dacă o să fie de acord. Și zis așa, Ana! Pentru că așa vorbesc eu și acum, nu acum Ana, să ai niște. Deci, Leicester City, echipa Leicester ta, au un buget de 43 de milioane, însă noi îți vom da un miliard și din acest moment tu vei prelua controlul acestei echipe și o să-i băgăm și în Champions League. What the fuck, ce are Champions League-ul? E de, băguit. De când s-a? Ce? Da, voiam să vorbesc scurt. Chelsea, o să dăm afară pe Chelsea și o băgăm aici pe Leicester. De ce Chelsea? Leicester City excited about future under manager. Yay! Nu zice Ali. Bun. Hai să ne uităm la echipă și știi cum funcționează. Cu cât este mai bun un jucător, cu atât joacă mai bine, gen ratingul ăla. Mm-hmm. Uite, l-ai pe Madison, care e cam cel păi mai bun jucător. O să-i păstrăm pe Vardy, Madison și Barnes. Restul nu poate să plece. Uite-te la echipă. Asta e primul 11 cu cei mai buni jucători. Așa. Unde clar trebuie să îmbunătățim ceva. Ți-am zis. Deci toată echipa trebuie îmbunătățită. Da. Ok. Deci cine vrei să rămână? Uite, începem cu ultimul pe ăsta, pe Tete ăla. Pe Tete? Da. Mijlocaș dreapta. Știi vreun mijlocaș dreapta? Darius Solaru, care e centru. Da, bine. Hai, deci nu luăm pe Darius Solaru, dar o să dau aici pe poziția de mijlocaș dreapta. Vrei să păstrăm aceeași formulă de start, aceeași formație sau vrei să dăm o altă formație? Nu. Vrei altă formație? Da. 4. Uite, asta e cea mai ofensivă. Nu, 3. 3. Deci par 3-3 atac, asta rămâne. Asta. Okay. Perfect. Deci ai un atacant decent, dar cred că Vardy a trebuit și el în bunătății, care doar 82. Nu. Madison e ok și Madison poate juca și în dreapta, deci ori un mijlocaș ofensiv, ori dilema, vrei să rămână? Ne mai gândim. În Didi-ul ăsta? Nu. Ok, deci prima poziție este o aripă dreaptă. Haide să vedem aici. Din ce ligă vrei să ne uităm de aripi de-astea drepte? Hai să furăm unul de la PSG. De la PSG! I-am zis, țară i-a zis deja echipă. Și e unul singur care e la PSG. Poți să ghicești care e? Atacant sau ce? Atacant dreapta, cum ar fi. Nu, ai fost aproape. E Messi. Messi. Deci, primul transfer, băieți, Ali l-a făcut, Messi. Păi nu l-am făcut eu. Păi da, tu ai zis, era singura aripă dreaptă de la PSG. Tu ai zis, vreau aripă dreaptă PSG, eu ți-am livrat, eu sunt, bine, eu sunt directorul tău, eu sunt un fel de meme stoic acum pentru Gigi Becali. Dă-i mulți bani. I-am dat 60 de milioane. Acum la contract, aici te las pe tine să negociezi, eu mă ofer doar la transferurile astea. Hello Messi, my friend. Ia, vorbește cu el. Vezi așa, deci fii atent. Ce vrei să fie? Crucial, important, rotație, prospect sau sporadic?
Crucial. Crucial, nu, că sună bine așa. Ia să vedem. Acceptă? Acceptă. Vrea să stea 2 ani. Bun. 2 ani îl ții? Îl ții la tine. Vrei clauză de reziliere? Ce ai? Practic, dacă un club plătește suma aia, îl ia direct. Nu vrei să rămână. Uite, ți-a dat el deja contractul, 175. Accept, nu? Îți convine? Da. Ok, nu? E ok. Îi dădeam și mai mult. E fair, nu? Hai să vedem pe Messi în tricou cel de la Leicester City. O să se întâlnească aici cu mine. O să dea noroc, o să zică bună, Ali, bună, uite. Bună, oh my god, și Madison. Uite, Messi și Madison. Uite. Asta ești tu. Da, ăsta sunt eu, fraierul ăsta sunt eu. Are Messi tatuaj? Da, uite, e plin. Are gen în viață real? Da, are în viață, uite. N-am văzut. Ia uite-l. Wow, Messi la Leicester City. Frumos. Primul are numărul 11. The Fox. Îi lăsăm numărul 11 pe tricou? Da. Bele de care? 11, nu? Băi, ce să mă astea? Dar i-am dat 11 tricou, trebuie să accepte. 11. Și că am negociat prost, ne-a dat nota 4. Da-i. Păi bun. Ți-a zis, trebuie să dă mai mult. Nu, trebuie să-i dai mai puțin. Practic asta înseamnă. Bun, deci Messi intră. E Messi. Messi intră în echipă. Următoarea poziție. Stai, că aici e Madison. Următoarea poziție, unde vrei să îmbunătățim? Uite-te așa peste tot. Acolo, la Nididi. La Nididi, la mijloc, nu? Nididi, că nu vezi că are minus 8, e nefericit. E nefericit, da, așa. Mai e un pic și plâng. Uite, vezi, tu te gândești și la jucători, foarte, ești mai bună ca Gigi Becali. Da, așa e, el țipă la toți. Așa. Și deci, jura. Mijloc. Din ce țară? Zi-o țară. Este spaniol, ceva. De la spaniol, mergem la Liga. La Liga. Mergem la Liga. Sunt mijlocași ca lumea la să Liga. Îți fac eu o listă cu unii dintre cei mai buni și revenim imediat și tu o să alegi între ei. Revenim imediat după pauză. Bun, Ali. În acest moment ți-am făcut o listă cu o grămadă de mijlocași. De ce scrie la Gavi în semnul întrebării? Pentru care nu se știe cât e ratingul lui. Are vreo 78. El e un jucător care crește, dar în acest moment e cam slăbuț. Deci, o să ți zic acum, variantele cu overall mare, precum Toni Kroos, 88, sau Modric, tot 88, sunt bătrâni, păi dar au rating mare. E bătrân. Eu vreau să iei 2 mijlocași, eu zic că de 2 mijlocași ai nevoie. Deci, cum ai zice, să luăm unul bătrân și unul tânăr sau să luăm doar tineri? Tineri. Doar tineri. Da. La varianta tineri, îl avem pe Frenkie de Jong, 25 de ani, nu e chiar atât ia de tânăr. Bă-s-a. 87 rating. Deci îl luăm pe Frenkie de Jong. Da, pentru că e la FKB. De la FKB? Ce înseamnă FKB? Barcelona, hai mă, lasă. Ok, vrei să dăm un jucător la schimb? Pe care nu-l mai folosim? Da, dar pe ăsta, exact. Pe ăsta, pe da. Tilema, da. E sigură? Da. Eu n-aș da la el în locul tău, dar tu ești șefa. Tu ești șefa, n-am ce să fac. Și trebuie să-i mai dăm și niște bani. Îi mai dăm... Nu-i dăm mult, că după zice iar că facem prost. Nu, no, îi dau 70, ia. Să zici acceptă? Că e, Robert Downey Jr. Eu, cine? Xavi? Mamă, uite-te și tu. 135 de milioane vor pe el. Acceptăm? Da. E sigură? Plus Tilemană la. Nu. Nu? No, scoatem pe Tilemană din... Da. Nu dăm pe Tilemană, gata. Da, dăm pe altcineva sau nu mai dăm pe da, el? Dăm pe alt. Unul prost. Rău. Care? Nu știu unde stai un necunoscut. Pe alege tu. Stai, nu mai da așa. Pe ăsta, pe Denis ăsta. Pe Denis? Da, te rog. Și le mai dăm niște bani sau o lăsăm așa? Cum adică? Le mai dăm bani în plus? Nu e Robert Downey Jr. Pe nu, până. E Xavi. Mă, uite cum seamănă. Hai, dă-i. Îi dau, da? Dă-i. Hai, să vedem. Mamă, vor și mai mulți bani. Ce facem? Negociem? Mai tăiem din bani? Spune-ne mai puțin. Bine, scădem 10 milioane. Așa. Ia să vedem, acceptă? Gata, accept. Bravo, bebe. Ai negociat exemplar. Sincer, chiar ai negociat foarte bine. L-ai dat pe ăla de care nu aveam nevoie și l-a dus pe Frenkie de Jong. Ce-i dăm? Crucit? Nu, important. Mamă, îi dai important! Nu, el vrea crucial. Nu. De ce vrea? Ce înseamnă crucial? Adică e cel mai bun. Păi și important nu e destul de important? Păi... Bine, hai, dă-i crucial, dar. Noi dăm cu cruci. Câți ani? 70, 5, cea mai mult, hai. Bine, 70 de... Uite, vezi? That's what we're looking for.
Adică ai știut? Ia să vedem. Acceptăm. Acceptăm? Dă-i, dă-i. Îi dau banii? Dă-i, dă-i. A mai rămas cu doar 860 de milioane de euro. Îți dai seama? Suntem săraci, babe. Suntem săraci. O să murim de foame. Nu. E mult? E mult, 870 de milioane. Aveam un miliard, suntem tot bine. Bun, și acum luăm tot așa, de vârstă la mijloc sau vrei nu, foarte tânăr? Tânăr, luăm pe Gabi, hai. Luăm pe Gabi, vrei tu neapărat? Fă-mi plăcerea asta, să luăm pe Gabi. E și Pedri aici, nu, uite, are 19 ani. Pedri. Știu că e Pedri, l-am văzut, dar las, luăm pe Gabi. Luăm pe Gabi. Că e în creștere. Dacă vrei, Gabi, Gabi, luăm pe Gabi. Toți banii. Cât îi dăm? Toți banii. Nu, că după aia nu mai faci niciun transfer, nu. E, asta, te mă bag un pic. Zi. Bine, hai. Îi dăm un jucător la schimb? Nu îi dăm. Nu îi dăm? Nu. Îi dăm doar bani. Câți bani îi dăm? Ar valora maxim 80. 50? 50, eu zic că e ok. Dă-i 50. E singură? 50. Nu vrei mai puțin? Păi el ia cu 50? Hai să vedem, deci. Hai, ia 50. Tu ai zis 50, hai să vedem. 50 de milioane. 57. Ce aproape ai fost? Aproape, mă, creier de negociator. Că accept să. Acceptăm, normal, băi, dar te duce, mă, capul ăla, nu degeaba, bravo. Ia, ai ieșit tu la ceai cu Gabi, măcar n-are fața în joc. Ce-i dăm? Dă-i un crucial ăla. E, dă-mi și un crucial ăsta, un crucit, ok. Așa. Câți ani? 3, hai. 3? Că e în creștere. Păi de ce nu-i dai mai mult dacă tot e în creștere? Că e în creștere și o să-l ia alții. Păi de ce să-l ia alții? Păi trebuie, e în creștere, e băiat bun, hai. Bine, uite, el vrea să stea mai mult. Frate, bine, hai, ia-l 5. El ține eu 5. Următoarea. Acceptăm fără de asta. Ia, contract. Aici e greu. Aici e greu, cât îi dăm contract? La ceilalți doi le-am dat peste 100 de mii pe săptămână. Da, dar Gavi nu merită 100 de mii. Nu merită 100 de mii. Cât? Deci, hai să, cu cât l-am luat? Cu 50 de milioane. Și nu îi dăm 50 de milioane. Păi n-ai cum să-i dai 50 de milioane. 100 de mii. 100 de mii fix? Puțin. Nu știu, ca 115, hai. Ca sfătuitor. E mult? Eu aici e mult, 100, dai 115, ca să fie ultima asta. Deci 115, da? Sunteți sigură? Da, da. Ia să vedem. Vrea? Da, accept. Băi, până la urmă a acceptat, asta contează. Gavi semnează el și cu semnează și el cu Leicester și deja ai așa, un atacant în dreapta și doi mijlocași. Ne-a dat nota C. Adică ai fost aproape. Foarte bine ai fost. Gavi nu intră în primul 11. Cum? Are doar 80. Și avem mai bun, uite. Ăsta are 83, mai bun decât Gabi. Păi nu îl păstrăm pe ăsta. Deci începem toată linia, vrei să o schimbăm, nu? Toată linia. Toți fundașii și portarul, da? Și portarul. Însă îți pregătesc acum, domnișoară, o linie extraordinară. Bine. Doar să-mi spui din ce ligă. Deci pe toți o să-i luăm din aceeași ligă. România. Nu, nu pot. De ce? Sunt prea slabi. Zi-mi o ligă. Cât de slabi? Zi-mi o ligă. Dar nu-mi băgăm și un român? Hai o să luăm unul la final, surpriză. Tot la englezi? Păi noi suntem. Deci englezi, vrei? Ok, englezi. Și o să vedeți imediat lista. Bun, Ali, ți-am făcut o listă plină de jucători senzaționali. Okay. Ideea este, să spun un singur lucru, avem nevoie așa, un fundaș dreapta, doi fundași centrali și un fundaș stânga. Deci, fundașii dreapta sunt râb. Râbăurile astea. Asta. Avem trei variante. James, asta. Arnold sau Dalot? Pe James. Pe James? Da. De ce? Că e frumos. Bine. Dacă ai zis tu. Și îl dăm pe Koulibaly. Păi nu. Vrei să luăm și pe Koulibaly? Pe regele nostru. Păi trebuie să-l luăm, că nu-l avem. Hai să-l luăm. Bine, o să-l luăm pe Koulibaly după. Ce facem? Îl dăm pe Tileman ăla, dar ai zis că vrei. Nu, nu-l mai dăm. Nu-l mai dăm? Îl păstrez? Îl păstrăm. Câți bani dăm? Sau dăm pe cineva la schimb? Încercăm cu... Pe să dăm un prostenac de asta la schimb. Uite, deci ăștia sunt fundașii dreapta pe care avem noi. Ăla ieftin. Castanie? Da, la castanie. Îi dăm... Hai că-l vreau, dă-i 60. 60? Da. Și cu jucător la schimb? Da, că oricum ăla e prost. Bine, ia, 60 de milioane. Mamă, vrea 64. Dar eu nu înțeleg cum le nimerești, că e chiar bine. Păi, știu. Îi dăm, da? Îi dăm, da. Păi, ce le nimerești, mă, mâncați aș gura ta. Te uiți la episoadele mele, nu? Da. Da, sigur. Da. Ia zi.
Ce-i dăm? Ce-i dăm? Toate aia, crucial. Crucial, toate, toate la rând. Cât salariu? Toți bani. Bine, cât i-am dat lui ăla? Gavi i-am dat puțin bani. 115. Păi el vă rezează, uite, 120. Îi dăm 150, hai. 150? 150. Tu ești șefa. Bogați. Tu ești șefa, da. Au venit. Uite, e happy. A venit și ei ca la uite Leicester. Uite ce, și ei. Oh, bă, oh, bine, mă. Hai că am mulțumit. Că deci, dat pe... Arnold și cu Dalot nu ne mai interesează. Fundaș central. Nu știu cine sunt ăștia, îi luăm pe ăsta. Diaz, Diego, Carlos. Nu, îl luăm pe ăla de la Manchester City. Koulibaly. Ah, luăm pe Koulibaly. Trebuie să luăm pe Koulibaly, ai zis că vrei pe Koulibaly, luăm pe Koulibaly. Bun, cât? Oh, nu, cade Koulibaly. Așa, ce? Așa, deci el valorează 37. Băgam și eu un jucător la schimb? Bagă un fraier de la schimb. Bagă portarul la schimb. Cel mai bun portar? Ăsta, Daniel ăla. Daniel, ok. Bagă-i și mai dă-i 40, hai. 40 ca să rotunjește aia. Ia. O, îl vrea pe Barnes. Nu îl dau pe Barnes. Nu îl dai pe Barnes, nu? Nu vreau. Îi dau altul. Da, dă-l pe ăsta, poate îl vrea pe ăsta. Și mai dăm bani? Pe nu, trebuie, cred că trebuie să-i dăm mai mult. Mai mult? De da. Ce? A zis că vrea? Da. Bine, dă-i, dă-i, dă-i. Cât? Tot, tot, 50. 50? Dă-i 50. Îi dăm și mai mult. Ce negociere? Vrea 51 fără nimeni. Îi dăm? Nu sunt mulțumită. Nu ești mulțumită? Nu vreau. Spune așa. Ia. Yeah. Deci, băi, prietenașul meu, îl avem pe Messi la echipa noastră și tu te crezi. Cine? Vrei să-l iei pe bar să auzi? Nu, deci fii atent. Îl dai din nou pe ăla. Pe Ihanaciu ăla. Nu, nu, îl dăm pe... Uite, îl dăm pe ăla. Nu, că abia l-am luat. Ăsta, ăsta. Dă-l pe ăsta. Și zi așa. Mai puțin, 40. 40. E sigură? Bine, hai. 30. 31. 31. Ia, ia. Da, ce? Ți-ai bătut joc de el. E dat așa, bam, bam, bam. Ce fraier! Fraierule! Nu, cred că noi suntem fraieri, că a rămas fără fundaș dreapta. Că nu cred că mai avem fundaș dreapta. Păi n-am, nu trebuie să luăm acum? Păi am luat... Păi i-am dat pe ăla pe care l-am luat? Nu, da, gen, ne trebuie rezerve, na. A, ia da, zi, acceptăm? Ce să accept? Că nu eram atent. Crucial? Da, da, accept. 3 ani? 3 ani, da, da. Prăjituri? Da, 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 da. Salariu? Singing bonus? Pe ce cântă? Nu, signing, gen... Așa! Da, eu acceptam să zici. Păi nu, nu înțelegeam. Ce se întâmplă? Bun, Koulibaly vine și el. Cine mai trebuie de fundaș central? Ia stai, să văd. A, să vezi nota? Da. Da. Ia zi, următorul fundaș. Maguire, hai, ia. Îi plătim clauza de reziliere? Nu știu ce înseamnă. Gen, de-aia ți-am zis eu că plătești și dai direct, intri direct să semnezi contractul, dar poate să fie mai mare decât valorează jucătorul. Nu, nu vreau eu pe Maguire așa ceva. E valorat de 17 milioane. Prost. Doi. Ce îi dăm? Tot atât. Nu, fă așa, 17, 9, 9, 9, 9, hei! Fă așa, 9, 9, 9, 9, atâta. Perfect. Ok. Nu vrea? Și mai vrea și un jucător. Cine? Vrea 11, dar vrea un jucător. Un... Bine. Accept, dă-i, mă. Dă live. Bine. Puțin. Păi e slab. Eu zic să mai luăm încă un fundaș pe lângă el, că nu o să ne țină asta apărarea. Nu, ba da, ne țin. Nu vrei să mai luăm încă un fundaș? Dă-i. Nu. Ce ani? Hai. La toți i-am dat. Vrea? Da. Câți ani? Rău de tot. Chiar arată ca un british. 4, hai. 2. Da, hai. Tu, hai, next. Fără clauză de aia. Fără, fără. Te-am învățat. Salariu. Atât, un. Un dolar. E sigură? Nu, mă. 100? La vrăjeala așa. Da, de aia. E de acord. Prostie. Ce prostie. E și rău mai mult. Ia. A, voi să vezi în tricou, scuze. A, nu, vreau să văd. Nota, nota. Nota, nota. D. Dar de ce nu ne convine? Ce că trebuie să faci ca să e prea să prost, să fie să perfect. Să un Neymar. Ia zi, da. Mai vrei? Păi zi, mai trebuie. Mai alege un fundaj ăsta central. Hai să luăm de la cine? Din altă țară? Da.
Bine. Hai să-l luăm pe... cum îl cheamă? Pe Griezmann. Pe ăla nu-i fundaș. Ce e? Atacant. Vrei tu? Hai că-l luăm pe Griezmann. Hai să-l luăm pe Griezmann și-l înlocuim pe... Hai Griezmann. Ia să vezi acum ce negociere nebună fac. Ia. Yeah. Deci ofer... ce scrie acum? Bani sau jucător? Hai să începem cu un jucător. Unul așa. Un atacant? Un atacant, uite pe ăla. Pe Patson Daka. Nu știu ce. Patson Kaka? Și câți bani? 20? Mult? Puțin. Nu. Lasă atât. Hai. E sigură? Da, vreau să faci ce faci. Oh, se supără. Oh, s-a supărat. Scuze, nu. Acum nu poți să-l mai iei pe Griezmann. Nu mai poți să-l ia? Nu. Nu pot să cred. Păi da, s-a supărat, asta e. S-a supărat pe bune? Da, uite, no action available. Nu, mai întâi o dată. Hai mă, doi, că vrea. Nu. Uite, se seară că nu merge. Și ori list, bam, și după aia e X. Deci nu vine să-l cred că s-a întâmplat așa ceva. De ce nu mi-ai zis că poate să ne refuze? Păi ți-am zis că se supără. Păi se supără, dar crezi că poți să mai ofer. Nu, se supără, e cam viața reală. Hai, zi o țară să trimeam fundașii. Argentina. Ia, uite că ai. Cine-s mă așa? Uite, Marcos Acuna e foarte bun. Approach Dubai. APC, hai să te cumpăr. Cât e tău? 50 ani. Deja gata, te-ai enervat, îi dai pe repede înainte. De ce îl cumpăr și după vrea să mai negocieze cu mine? Păi nu, îl cumperi de la echipa lui, după aia trebuie să negociezi cu el contractul pe care să-i dai banii lui, pe care îi dai salariu. Și salariu? Acceptăm asta, da? Ce vrea? Da, tu e. Ok, de ce mă cheamă Ali Manager? Asta e numele meu de familie, manager? Da, ești, te-ai născut să fii manager. Nu pot să cred. Ai luat... Hei! Nu, e ok, crede-mă, e ok. Lisandro Martinez. Asta e al tău. Approach Dubai. El vrea 50. Asta e valoarea lui market. Dă-i. Hei, mister! Bine, dacă vrei tu. 6, 9, 9, 9, 9, 9. Hai mă, cât vrea, hai. Ce negociere! Da. Da, bine, hai! Hai, să vină banii! Hello, I am Ali, your manager. Câți bani? Unu. Scuze. Stai, oprește-te prea mult. Nu, prea puțin. 150. Pe ce îi dau pe săptămâna asta? Da. Așa e salariul în Anglia. Așa sunt, mamă, cu-s bani. Vreau și eu. Urmează portarul, hai, zi. Ștefan Ternavanu. Nu, mă, băi, ai zis că vrei să iei un român. După ăsta. Zi. Niță. Nu, Niță. Of. Niță Pompiță. E Vlad. Ne trebuie un portar bun. Nu știu. Ca să câștigăm. Zi o țară. Ăla, dar a fost la World Cup. Nu mai știu. Care mă, era cu Modric în echipă? Ăsta, Livakovic? Da. Liviu? Nu știu cum e. Dominic Livalu. Ăla, cred. Ăsta e, ia, sigur? Ia, du-o să văd. Ăsta, da, ăsta-l. De ce n-ai bă, vrei pe ăsta? Nu știu. Ce? Mai bine luăm păniță. Ce, nu-i bun? Nu știu, cred că are 80, nu știu. Hai. Nu-i dăm toți banii, mai facem transferul. Are semnul întrebării, tu vezi? Cât îi dăm? Se mă întrebă noi. Dau 10 milioane. Puțin. S-a supărat, da. A, mai... Tu ai făcut-o intenționat. Nu am făcut-o intenționat. Ba, ai făcut-o intenționat, că eu nu ți-am zis nimic și tu ai făcut-o intenționat. Ba, nu, bine, un pic. Am voia pe Livakovic. Nu mi se pare corect. Nu. Fă tu. Deci chiar fă. Nu mi se pare corect. Bine. Deci vrei pe Livakovic ăla neapărat? Poți să-l iei? Da. Și luăm și pe Griezmann. Dar era surpriză, voiam să-ți arăt. A, ești chiar foarte nesimțit, nu mai vrei. Mor. Gâlceaba. De toți banii, că l-am nesimțit. L-am nesimțit. Nu, zic că îți dau. 50. Îi dau? Dă-i. Dă-i, doar să vină. Doar să vină Griezmann. Ce? What the fuck, așa puțin mă vrează? Fără de asta, cât salariu? 100. Chiar seama cu el. Păi e el. Ah, vrea și de-astea. Numai că e urât. Nu seamănă cu el când e frumos, seamănă cu el când e urât. Bun, și vrei pe Liviu ăla, nu? Dar nu-l cheamă Liviu. Liviu Livakovic. Îl cheamă Dominic. Îl cheamă Liviu Livakovic. 45. 45? A trebuit să ne dea toți jucătorii de la echipa lor pentru 45 de milioane. Crucial. Fără de asta. Îi dăm? Da. Ia să vedem, mă, cere. Eu zic că are vreo 80 maxim. Ia să vedem. Dacă are 80, e un căcat.
Are 81. Ne-a dat nota F. Ne-a dat F. S-a pișat pe noi, trebuia să-i dăm 26 de milioane aparent. Nu mai vrei să mai luăm vreun atacant? Mai zi tu vreunul care îți place ție. Neymar. Da, uite așa, uite așa mai vii de acasă, Neymar. Toți banii dăm lui Neymar. 2-2. Ah, i-am dat cu dai. 2-2, tot ce vrea. Neymar. Ia, ia, te ia în brațe, te ia în brațe. Aolo, nu vrea. Totul mi-a face poze. Hai. Fă. De ce? Că i-am dat prea puțin? I-ai dat prea mulți bani. Prea mult? Da. Dacă dai prea puțin, e bine. Ok, și acum, urmează. Darius, cât? 20? 20! Așa... Sporadic vrea să ce fie. Ce e? Vrea să fie în echipă din când în când? Nu, nu vrea să joace. Nu vrea să joace, ba da, fa-a. Vrea să joace. Și vrea să joace de la pa. O să dea C. F. Ai, mă! Mamă, câte puțin! Tu ai văzut? Ce, 1 milion? Man. Fiare. Vrei să iei A, da? Vreau să iau A, deci zic vreo 15. Părerea mea de a ajutat. 12. Între dintr-o vânzare următoare. Bine. A acceptat. I-am dat prea mult, Darius. Exact, am ghicit. 2, da. 12.000, mamă cât de puțin vrea. D. F. A, e mai slab decât tot Darius. Stai. Nu știu, când l-ai dat afară? Unde-i Darius? Ia. A, hai să facem banca de rezerve. Pune-l pe Darius. Cu așa de i-am cumpărat. Mai vrei să ajungem pe cineva la echipa asta? Nu ajunge. În acest moment, eu mă voi ocupa de ei ca să crească în acest sezon, să nu stagneze. O să le dau development plan la toți. Voi veți vedea direct primul sezon simulat cu această echipă a celor de la Leicester. În al doilea sezon vom mai face încă 3 transferuri. Vom face 3 transferuri dacă nu reușim să câștigăm Champions League-ul din primul sezon. Deci dacă reușim să câștigăm și Premier League și Champions League în primul sezon, aici se încheie episodul. Bun, băieți, am terminat de simulat primul sezon, să vedem cum ne-am descurcat. Campionatul. Locul 5. Fraieri. Locul 5, portarul, bebe, ți-am zis, trebuie portar. Unde? Gă, da, nu mai contează. Ah, am pierdut o finală de cupă, Carabao. În Champions League am fost pe primul loc în grupa noastră. Însă, cine ne-a eliminat? Pua, Red Bull Salzburg. Leipzig! Ne uitam aici la golgheterul echipei care a fost Griezmann. Un transfer inspirat. Messi a avut și el 20, Neymar 19, Tileman, jucătorul pe care tu v-ai plecat, a avut 10 goluri. Gol, Dennis Mann. Man n-a jucat. Mann nu cred că a jucat deloc. Wow, și l-am plătit să stea pe bancă? Da. Dennis Mann 0-0-0. Neymar a crescut la 91, Messi a scăzut, Madison a rămas cam la fel, De Jong a crescut până la 90, uite, Gabi la 93, Tileman până la 85, tu James, vezi, uite. Tu vezi crescut. Că toți sunt supărați? Păi dacă n-au câștigat nimic, mamă, dar Livakovic ăsta a crescut, 85 rating. Ne trebuie îmbunătățiri, dar asta le vom face în următorul sezon, care va fi ultimul, indiferent de ce se întâmplă, dar clar, ne trebuie un... Portar. Acum, cum am făcut la celelalte poziții, vreau să-mi zici o naționalitate sau o ligă. Nu te sugruma. Brazilia. Îi dăm, vezi că nu mai avem bugetul ăla mare. Po, s-a supărat. Și cât e? 80, el va rola la 79. Un 9. 90, ok, trebuie să accept. What the fuck, am dat 90 de milioane wow, și n-am vrut. Wow, supărat. Doamne, ce ne simțiți. Mă las să-l dau pe Griezmann, că valorează mai mult decât Messi. Păi da, da, Griezmann ne-a dat cele mai multe goluri. Păi și Messi a dat goluri. Da, dar nu cele mai multe. Messi e mai mare decât Griezmann la overall. Ne facem întreg atacul de la PSG. Da, abia l-am luat. Bine, hai, rămân. Bine, hai, dă. Da. A acceptat. De Mbappé. Dar cum de ce avem 20 de milioane? Că i-am dat mai puțin, i-am dat mult mai puțin, că Griezmann valora o grămadă. Ia uite, l-am luat pe Mbappé. Griezmann, l-am dat afară după cine a dat cele mai multe goluri. Cum nu l-am vrăjat? Păi e behăt. Griezmann is coming back. Griezmann is back. Hello, revenirea. Revenirea lui Griezmann. Asta mult rău. Ultimul sezon la Leicester City cu Ali, care stă pe telefon, se va încheia acum. Haide să vedem. Planuri de bal. Haide să vedem dacă am reușit să câștigăm campionatul sau nu. Să sperăm că da. Bun, băi.
băieți. Gata. Bun, băieți, am terminat și al doilea și ultimul sezon cu Leicester. Din fericire au rămas antrenorii lor, adică Ali a rămas antrenorul celor de la Leicester. Și acum vreau să vă dau data campionatul că l-am câștigat. Ei, uite, ai fost managerul lunii. Băi, locul 4. De ce locul 4? Pentru că... Păi am avut o echipă superbă. Păi ce-am zis? Dar de ce locul... Că ai dat după Griezmann și după s-a supărat pe tine. Și n-a mai vrut să mai joace bine. Exact. Doamne, dar am fost aproape cât de cât. Da. Hai să vedem, măcar o cupă Angliei. Oh, Emirates Cup, 2-1 într-o finală cu Chelsea. Bine. Primul trofeu pe care l-ai câștigat ca antrenor, cum te simți, domnișoară? Bine, ok. Și în Champions League, Carabao Cup, asta n-am câștigat-o. Și am mai câștigat oare altceva? Nu. În Champions League am fost? Nu. În Europa League înseamnă că am fost și... Da, am pierdut cu Benfica, care a ajuns din nou până în finala unei competiții europene. Hai să vedem totuși cum arată echipa noastră, cine a fost marcatorii și așa mai departe. Mbappé era clar, doar 19 goluri. Uite, ți-am zis că s-a supărat Griezmann. Puține goluri pentru Mbappé. Griezmann a avut doar 4 goluri, dar a jucat doar 16 meciuri, a scăzut mult. Da, și cam așa poate să arate echipa noastră. E ok, na, se putea mult mai bine să avem rezultate mult mai mari. Martinez ăsta nu știu ce s-a întâmplat cu el. Molarul până la 75, m-am până la 75, dar na, pe total pot să zic că a fost un semi... Cum e Leicester în general. Da, măcar n-am retrogradat cu ei, că vă dați seama, cu Messi și Neymar și Mbappé în echipă nici nu se punea problema de asta, dar nici n-am reușit să câștigăm campionatul. Da, băi, și cam acesta a fost episodul de astăzi, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Până data viitoare, am fost Leo, m-am pupat, ceau!